În urmă cu ceva timp, un eveniment neplăcut a avut loc la Palatul Culturii Teodor Costescu. Clădirea de patrimoniu a suferit daune atunci când grifonii ce păzeau palatul au fost încercați de timp după 97 de ani de la construirea acestuia. Însă ce este de făcut în continuare? Autoritățile în măsură, în frunte cu edilul orașului Drobeta Turnu Severin, au căutat cele mai bune soluții pentru a reda strălucirea palatului din nou, dar și pentru a nu pune în pericol viețile oamenilor în contextul în care toamna deja și-a făcut simțită prezența, cu tot cu ploile și vântul care poate reprezenta un adevărat inamic. Din păcate, unul dintre ei a căzut pentru că era deteriorat, au peste 100 de ani și din punct de vedere al calității, anii care au trecut, ploile, gerul i-au deteriorat și în acest moment avem funcțional doar unul. Facem eforturi deosebite pentru a-l reabilita și pe celălalt. Din păcate, fiind un monument istoric, problema nu mai este la noi. S-au făcut demersurile necesare către Comisia de Patrimoniu, către Ministerul Culturii. Așteptăm de acolo să primim aprobări pentru a putea demara reabilitarea celor doi grifoni, pentru că în același timp vrem să le refacem și pe celălalt, să nu avem surprize cum am avut cu primul. Edilul îi înștiințează pe severineni că în acest moment problema nu mai este la primăria Drobeta Turnu Severin, ci rămâne să fie primite aprobările pentru a se putea începe reabilitarea. Totodată, primarul subliniază faptul că acești grifoni nu au fost din bronz, așa cum se vehicula, ci din Ipsos, fiind construiți de pe vremea când însuși Teodor Costescu a înființat Palatul Culturii. Restauratorul acreditat de Ministerul Culturii ne-a asigurat că în luna aceasta vor porni lucrările de reconsolidare și de refacere a grifonului. În baza unui proiect minuțios, se va ridica o schelă până la acel nivel. În primul rând vor fi verificate și celelalte elemente de decor, lira și celălalt grifon, pentru a se vedea integritatea sa. Datoria noastră, cei de la Palatul Culturii, este să asigurăm, în ciuda aspectului inestetic, un perimetru de siguranță pentru pietoni. Această situație regretabilă, rezultată în urma trecerii timpului, va fi remediată cât de curând. Reprezentanții Palatului Culturii roagă oamenii să aibă mare grijă în momentul în care trec prin perimetrul clădirii.